tendență. Părerea mea personală, eu cred că nu poate fi nimic mai valoros și nimic mai puternic, nimic mai minunat decât independență, suveranitate și a fi liber. Statele luptă pentru independență, statele luptă pentru suveranitate și asta ar însemna că noi trebuie să lăsăm mâinile în jos și să spunem că Republica Moldova nu mai este capabilă să existe ca stat independent și atunci să mergem pe calea unirii. Eu singur, dincolo de toate câte s-au întâmplat timp de 25 de ani de zile în Republica Moldova, urcușuri și coborâri, probleme și succese, eu cred, m-am prins la gândul de fapt că 25 de ani de independență, exact atunci când a fost proclamată independența Republicii Moldova și eu aveam 25 de ani. Și eu consider că până la 25 de ani, exact terminasem facultatea, universitatea, eram tânăr inginer, încercam să-mi creez o familie, o carieră, un rost în viață și eu cred că 25 de ani a fost perioada în care a trebuit să învăț, după 25 de ani să creez. Eu sper foarte mult că și Republica Moldova în primii 25 de ani a învățat și din greșeli, și din experiență, dar în continuare am toată certitudinea că lucrurile s-au stabilizat puțin în Republica Moldova, au revenit cel puțin pe calea cea dreaptă și noi putem deveni un stat puternic unde oamenii să trăiască bine.